În urmă cu 21 de ani m-am născut în unul dintre cele mai frumoase orașe din România, și anume Tatra lui Brâncuș, adică Târgu Jiu. Acolo am crescut, acolo m-am maturizat, acolo am devenit, într-un fel sau altul, omul care sunt astăzi. Însă îmi aduc aminte că în perioada copilăriei, în mod special, atunci când stăteam la casă, exista o anumită alimentară unde vindea o anumită doamnă, de unde mergeam să cumpăr întotdeauna bomboane, ciocolată, pâine sau ce mă punea mama să cumpăr. Apoi, când ne-am mutat la bloc, tot în perioada copilăriei undeva spre adolescență, am găsit un anumit magazin cu o anumită persoană de la care mergeam să cumpăr anumite produse. Mai departe am văzut că în familia noastră, de fiecare dată, mama obișnuia când mergea la piață să cumpere de la anumite persoane cu care avea o relație foarte bună. Când am crescut și am văzut că obiceiul ăsta se repetă și în momentul în care am venit în București, pentru că atunci când ies afară din cămin să merg undeva să cumpăr ceva, știu eu o persoană care îmi place în mod deosebit, merg acolo să cumpăr. Mi-am dat seama că procesul ăsta care se repetă și se repetă are ceva la mijloc și m-am întrebat, oare ce este? Ce este dincolo de ceea ce se vede? Ce au acești oameni atât de special încât mă atrage și mă face de fiecare dată să merg la ei, să petrec timp cu ei și să cumpăr de la ei? Ei bine, pe baza observațiilor pe care le-am făcut și în urma unei analize care mi-a dat mult de gândit în momentul în care am făcut-o, am descoperit trei lucruri pe care aceste persoane, acești oameni, trei lucruri de care au dat dovadă de-a lungul timpului. Vreți să știți vorba despre... Vreți să aflați despre ce este vorba? Da. Credeți-mă că și eu vreau să aflu despre ce este vorba. Sunt extrem de curios, sunt extrem de entuziast și de-abia aștept să văd. În primul rând, oamenii aceștia întotdeauna au dat dovadă de integritate. Au fost sinceri cu mine și dacă le puneam o întrebare ceva în genul, e proaspăt produsul ăsta? Chiar dacă poate se codea un pic... Na, mama obișnuia să facă lucrul ăsta. Întotdeauna au fost integri și au fost sinceri și au spus, Doamnă, uitați care este situația. În momentul în care am avut anumite situații și am întrebat sincer care este părerea lor despre produsul respectiv, despre situația respectivă, au fost sinceri față de mine. Sau cumva dacă am plecat și a rămas un leu la ei în casă, m-au chemat și au zis, hei, băiatul, uite, ai uitat un leu. Integritatea aceasta m-a dat pe spate, de fiecare dată. Și am știut întotdeauna că pot să mă întorc în locul respectiv și să nu fiu păcălit. Ați avut vreodată parte de astfel de persoane? Da. De la care să cumpărați, să vedeți integritatea asta? Cum v-ați simțit? Apreciați. Apreciați. Respectați. Cu adevărat a zis, vin și a doua oară. În al doilea rând, dacă oamenii aceștia au integritate, de asemenea, ei au o atenție dezarmantă. Întotdeauna te fac să te simți acel om care, dom'le, pentru ei chiar ești important. Și chiar dacă se întâlnesc cu tine în afara serviciului lor și ești cu ei pe stradă, treabă, hei, Emi, ce mai faci? Sau, puștiligă, cum ești, măi? Cum îți mai merge școala? Au întotdeauna un cuvânt din ăla energic pentru tine. La vă zic, așa îmi ziceau, hei, puștile, sau la 7 ani, 8 ani mă întâlneam cu ei în afara magazinului, dar întotdeauna aveau cuvântul acesta, atenția aia sporită față de mine și nu era una nesinceră, ci întotdeauna ceva frumos. De asemenea, vă întreb, câți dintre voi ați avut parte de astfel de oameni? Câți dintre voi, și vă rog acum să țineți mâinile ridicate, câți dintre voi ați mai merge să cumpărați și a doua oară de la ei? Oh, da, cu siguranță. În primul rând, integritate. În al doilea rând, o atenție sporită în felul în care te comporți față de clienții tăi. Și în al treilea rând, un lucru pe care l-am văzut la oamenii aceștia, cuvintele pe care le folosesc. Chiar dacă am mers, am întrebat și am plecat de acolo fără să cumpăr nimic, mi-au dat un bună ziua cum poate rar am primit, mi-au spus un cuvânt de încurajare, nu tot timpul, dar au făcut-o și au fost atenți. Au avut acele cuvinte care, știți cum e vorba românească? Vorba dulce? Mult aduce. O, da, mult aduce. Am simțit și eu lucrul ăsta de fiecare dată. Per total, puse toate aceste lucruri împreună, mi-am dat seama că dincolo de ceea ce se vede în acești oameni, există frumusețea aceasta. Și lucrul care a rămas imprimat în mintea, în inima și întreaga mea ființă, a fost felul
în care m-au făcut să mă simt. Dincolo de ceea ce se vede, este felul în care oamenii respectivi te fac să te simți. Și cu siguranță vei vrea, cu siguranță, să mergi și a doua oară. De aceea, îndemnul meu pentru dumneavoastră, și acest discurs îl dedic acelor persoane, și acest discurs îl dedic vouă, oamenii integri, oameni care acordați o atenție sporită și oameni care folosiți cuvintele potrivite la momentul potrivit, în domeniul de afaceri în care activați, fiți oameni care faceți diferența și investiți în ceea ce se vede dincolo de lucrurile pe care le observăm. Vă mulțumesc!